Arma este râsul care este, este singura armă pe care are omul ca să se apere împotriva tuturor nenorocirilor din jurul lui. N-a spus-o eu, a spus-o Mark Twain, cel care avea o gogoșerie la universitate. Sunt curios cum ai făcut vocea mea. Lui Robin Hood. Mă rog, vocea lui Horea am făcut-o de... Dragii mei! În această seară eu sunt de Robin Hood. Normal că era diferență că șeriful era... N-a bănuit nimeni că Prostălouă făcea două personaje. Și mă duc și iar mă duc până la izvor de nuc, izvor de nuc, izvor și de mă fac, și iar mă fac, lemn de braci, lemn de fac. Eu am văzut cimpanzei la un spectacol cu Guță. Era sala plină de cimpanzei. S-a întâmplat vreodată să te saturi de locul întâi? Adică să mă saturi de ce sunt? Știu, dar în momentul în care eu am ritm ăsta în timpul spectacolului și după aceea tac, că nu mai am microfonul, e o distanță foarte mare. E foarte mare, corect. Și atunci trebuie să... Tăcerea ta trebuie să spună ceva. Absolut, să fie activă. Asta spun cei de la DIICOT. Eu în emisiunea s-am învățat o mulțime de lucruri. Unu, nu trebuia să vin. Oameni buni, toată trupa a fost aici. A fost Horea Brenciu Band. Deci tot... Erau care îmi spuneau împăratul. Vine împăratul? Da. S-a dus marele premiu. Și atunci trebuie să înțelegi că momentul în care urci pe scenă cu Doru Octavian Dumitru, asumă-ți, va fi o luptă crâncenă. Ce te unge pe tine la sufletel, la urechiu și la trompa lui Eustache? Hehehehe